Itzy Bitzy, radio pentru copii și părinți isteți, te invită la Meditații pentru părinți. Ani în șir ne-am ferit de grăsimi. Că sunt nesănătoase, că duc la obezitate, că ateroscleroză, că infarct, colesterol, etc. Lumea n-a înțeles că, de fapt, grăsimile sunt esențiale pentru nutriția unui om sănătos. În jur de 30% din rația calorică a unui adult trebuie să fie reprezentată de grăsimi și la copii e valabil procentul. Problema este că 30% nu înseamnă a treia parte ca și volum, pentru că o jumătate de pahar de ulei, de exemplu, are 1000 de calorii, deci e 50% din rația zilnică. Există grăsimi și grăsimi. Grăsimile saturate sunt cunoscute de toată lumea. Untura, grăsimile din carne, slănina, mezelurile, produsele lactate. Ele sunt necesare în cantitate mică. Pentru copii, o cantitate mică de unt la micul dejun ar fi benefic și ar aduce un aport de vitamina A necesar copiilor. Și suficient grăsimile din lactatele așa degresate, pentru că pentru copii nu o să cumpărăm lactate 0%, e 1,5% până în 2-2,8%, reprezentat de grăsimi saturate. Grăsimile benefice sunt grăsimile nesaturate și polinesaturate. Cele mai cunoscute sunt cele din uleiul de floarea soarelui, omega-6 e prezent preponderent în uleiul de floarea soarelui, iar omega-3-ul îl întâlnim în uleiul de in, de nucă, de rapiță, în peștele gras, în ficatul de morun, în uleiul de pește. Partea proastă e că în alimentația europenilor cantitatea de omega-6 depășește cu mult cantitatea de omega-3 consumată, raportul ar fi cam de 10-1. Și omega-6 și omega-3 se transformă în organism prin reacții subtile, dar folosesc aceleași enzime pentru transformare. Și dacă omega-6 depășește cu mult omega-3, îmi consumă complet precursorii de elemente benefice aduse prin omega-3. Omega-3 e precursor de elemente antiinflamatoare, antidurere, reparatoare. Omega-6 și el benefic pentru piele, pentru sistemul nervos, dar are și virtuți pro-inflamatorii. Așa că recomand în nutriția zilnică consumul de omega-3 din nuci, din nuci proaspete sparte și curățate în casă, din semințe crude, neprăjite. Alunele, arahidele sunt recomandate copiilor de peste 4 ani pentru a nu le crea intoleranțe și alergii. Recomand alternarea uleiurilor presate la rece în combinație cu uleiul de măsline. Dacă achiziționați ulei de nucă sau ulei de in sau ulei de rapiță, păstrați-l în frigider pentru că încezește foarte repede și cumpărați-l în flacoane mici. Ideal ar fi să alternăm sursa de omega-3. Pentru copii cu rahitism, cu probleme de creștere, omega-3 din ficat de morun, omega-3 din focă, din grăsime de pește, este ideal și pentru că aduce și un aport de vitamină D și vitamină A. Itzy Bitzy, radio pentru copii și părinți isteți, ți-a prezentat Meditații pentru părinți.